Bun. Pentru o mare problemă, din ce am văzut eu, este la proba de urină. Așa. Este o deficiență de a efectua acasă toaleta locală. Și din cauza aceasta insistăm, și mai ales la doamnele mai în vârste, insistăm când dăm instrucțiunile să și le explicăm verbal cum trebuie să facă, pentru că vor veni cu probele contaminate deja. Rezultatul va fi cu floră mixtă, asta reprezintă un rezultat incert și pacientul este nevoit să repete, dar pe banii lui sau cu un alt bilet de trimitere. Bun. Deci nu se poate. Și atunci insistăm, când se îmânează acele instrucțiuni de lucru, insistăm și oral spunem ce anume, cum să recolteze și să vină cu probele recoltate corect. Bun, probele se recoltează corect, pentru că trebuie să le menționăm și noi aici. Se face, da, e prima urină de dimineața, da? Da, corect. Și o igienă făcută bine, da? Pentru a nu apărea acea floră, contaminarea din tegumen, zonele, da. Bun. Mai departe, e important să fie prima urină, primul jet de urină, da, sau cum? Prima urină de dimineață, jetul din mijloc. De ce? Pentru că primul jet este plin de celule epiteliale squamoase, deci pentru că tubii urinifer se spală și la rândul lor. Exact. Și atunci din jetul din mijloc se prinde cu urocultorul din zbor, maxim 10 ml, nu trebuie plin acel urocultor și mare grijă când se pune capacul să nu se atingă cu tegumentul marginile urocultorului, pentru că aici intervine contaminarea. Așa. Deci efectiv capacul se pune fără să se atingă marginile urocultorului și adus în maxim 2 ore la laborator. De ce? Pentru că peste 4 ore și mai ales în condiții de frig cum este acum, precipită săruri. Deci, și atunci pe noi ne sunt factori de eroare în analiză. Deci în maxim 2 ore trebuie adusă la laborator. Foarte important și timpul în care livrăm sau ducem aceste probe la laborator. Deci pentru probele de urină, maxim 2 ore de la recoltare și nu ținem acel recipient nici la temperaturi foarte mari, nici la temperaturi scăzute. Da? Da. Bun, am stabilit. În momentul în care vrei să fie lucrată o probă de urină, se administrează urina într-un singur recipient sau ar fi bine să mai ducem un backup cu al doilea recipient? Se lucrează doar un singur recipient în laborator sau se intervine și în numărul 2 dacă e cazul? Cum? În general, pacienții când vin vor 2 tipuri de analize, vor un examen sumar urină pentru a vedea biochimia urinii și care conține și sedimentul urinar, adică medicul se uită la microscop și poate vedea cristale, celularitate, floră, asta ne ajută, cilindri, foarte mult îl ajută pe clinician dacă descriem aceste elemente în urină și poate avea și urocultură. Atunci este obligat să aducă 2 recipiente. Pentru că în momentul în care lucrăm urocultura, proba aparține departamentului de bacteriologie, trebuie să se lucreze în condiții sterile, deci nu putem da proba la colegii de la biochimie. Și atunci este ideal să fie 2 eșantioane de urină. Bun. Probele de scaun. În ce situații dăm aceste probe de scaun și de asemenea cum trebuie să le prelevăm, cum trebuie să le transportăm? Este foarte bună întrebarea. Sunt pacienți, mai ales pentru copii care merg la grădiniță. Este un mediu în care parazitozele intestinale, din păcate, sunt mai frecvente. Ei trebuie să înțeleagă că acești paraziți elimină chisturile intermitent. Adică pentru a putea spune că un copil are parazitoză intestinală, trebuie să aducă 3 probe de materii fecale la interval de 5-7 zile. Putem la prima probă să pierdem acest episod de eliminare de chiști și să fie un rezultat fals negativ
Și atunci... Părintele merge acasă, spune, n-are nimic copilul meu. N-are nimic. Și să știți că deseori se întâmplă că chiar la treia probă se surprinde momentul în care elimină chiști. Și asta trebuie să înțeleagă părinții. Am discutat mult cu ei. În momentul în care copilul este depistat cu o parazitoză intestinală, noi știm că acești copii, din păcate, cunosc lumea prin intermediul cavității bucale, da. Toate obiectele trebuie să treacă prin cavitatea bucală, dar mai mult se pot lua acești paraziți din alimente. Și atunci, tratamentul persoanei care face mâncarea acelui copil trebuie să, de asemenea, să ia tratament. Bun. Deci cei care îl hrănesc, e posibil ca ei să fie purtătorii. Interesant. Și vă spun din experiență personală că m-am luptat cu problema asta. Chiar și doamnele bucătărese de la grădiniță ar trebui să ia tratament, pentru că s-ar putea de la grădiniță să fie sursa. Corect. Aici m-am lovit întotdeauna de o problemă în care mi s-a spus că nu, de la noi n-are cum. Deci, dacă o luăm conform cărților, ar trebui persoana de acasă care face mâncare și cea de la grădiniță, de asemenea, să fie testată și tratată. Bun, acum, pentru că suntem părinți și da, cu toți ne confruntăm cu această situație și vă spun cu toată sinceritatea că de multe ori parcă nu-i mai dăm de capăt. Și sunt situații în care copilul ajunge și în spitalul de copii, da, din cauza acestor dureri, din cauza paraziților. Se prescrie un anumit tratament pentru aceștia, fără rezultate, ajungem înapoi la proba de scaun pozitivă și așa mai departe. Cum spuneați și dumneavoastră, aceste probe trebuie repetate. Corect. Da? În prima săptămână ducem măcar 3 probe la interval de 2-3 zile la laborator. Nu e totul să dai 5-7 o probă. Zile. 5-7 zile. Să dai o singură probă și să spui ăsta e rezultatul. Și la fel de important, cum spuneați, să ia toți membrii familiei tratamentul. Nu chiar tot, că nu cred câți tați fac mâncare, nu știu. Dar ideea e cel care face mâncare și hrănește copilul. Dar acești paraziți nu se pot lua și de pe closet, de exemplu? Da, nu, numai unul singur, dar totuși considerăm că igiena în casă, este totuși cea corespunzătoare. Da, nu, zic de copii paraziți. Care merg la școală, la grădiniță cum să vă zic, corect ar fi să nu se ia, pentru că orice persoana nu trebuie să se spele pe mâini după ce folosește toaleta. Deci ar trebui, chiar dacă ia de pe closet, să nu ajungă totuși în cavitatea bucală, pentru că este calea digestivă cea care este, se poate transmite. Bun. Cum preluăm aceste probe de scaun? De exemplu, pentru copii de asemenea e greu să recolteze aceste probe. Cum ar trebui să procedeze părinții și din ce locuri ale excrementelor, ale materiei fecale se recoltează aceste probe? Este foarte bine că ați spus. Deci se recoltează doar în coprorecoltoare. Sunt niște recipiente de la farmacie care prezintă o linguriță. Da. Și vă spun că e mai pe inimă că am avut pacienți care mi-au dus în borcane de 800 de grame. Nu. Cât este pe linguriță, trebuie o probă de materii fecale, atât. Cât este pe acea linguriță, deci trebuie prelevat din zone diferite ale masei de materii fecale. De exemplu, vedeți striuri sanguinolente, luați de acolo, zone mai mucoase, luați de acolo. Deci trebuie din zone mai diferite față de masa care predomină. Am înțeles. Iar pentru coprocultură, și asta spunem și pacienților, sunt alte tipuri de coprorecoltoare cu mediu de transport. Deci asta trebuie să ceară de la farmacie, tocmai pentru ca un eventual agent patogen să poată supraviețui până la laborator. Trebuie mediu de transport. Sunt, doamna doctor, acele recipiente. Unele au un fel de gel la capăt. Gelul, da. Unele nu au. Exact.
Care și cum trebuie să le folosim pentru probele de scaun? Da. Deci pentru coprocultură trebuie neapărat coprorecoltor cu mediu de transport, iar pentru examen coproparazitologic, am spus cel care detectează prezența de paraziți intestinali, este suficient un coprorecoltor fără mediu de simplu, transport. Simplu, da? Acel plastic simplu. Cât e lingurița și atât. Nu, chiar și în cazul copiilor și a adulților. Nu adunăm, da, proba în alt recipient, cum ați spus, borcane, pahare și așa mai departe, ci direct în acel recipient. Da, noi nu primim probe recoltate necorespunzător. Nu, dar mai sunt valabile cele care au fost, nu știu, mai auzeam în rândul părinților pentru copii, pentru recoltarea acestor probe de determinare a paraziților pe un carton să facă copilul și apoi cu acel recipient să... Nu, nu, nu. Deci nu mai e valabilă acea probă, nu? Nu este contaminare, nu, nu, nu. Deci efectiv, cred că toată lumea în casă are o uliță, ce, nu? Da. Fiecare a avut copil, se sterilizează acel... Cum sterilizăm acea oliță înainte pentru prelevare? Cum ar exemplu, trebui? Orice dezinfectant, spirit, da, având alcool se evaporă, dar se presupune că distrug flora care cum ar trebui să o aibă și atunci este suficient. Bun. Deci am stabilit că probele de scaun se numesc coproculturi. Da, coprorecoltoare, deci recipientele. Recipientele, da. Da. Examen coproparazitologic. Da. Așa, bun. În aceste examene, da, de materii fecale, ce fel de investigații medicale sunt făcute? Ce fel de analize? Pentru deci, ce anume? Pentru coprocultură, în general, se urmărește prezența de agenți patogeni care sunt extrem de infecțioși, gen Shigella, Salmonella, Yersinia, Clostridium. Da. Și atunci este foarte important cum se transportă acea probă. Tocmai pentru că decelăm agenți patogeni care pot fi extrem de periculoși. Pentru proba de examen coproparazitologic, acolo mai putem determina și probe pentru hemoragii oculte. Hemoragiile oculte reprezintă o investigație care decelează prezența de sânge care nu este vizibilă cu ochiul liber în materiile fecale. Și să vă dau un exemplu. De exemplu, un pacient prezintă un grad de anemie care se accentuează de la o lună la alta, se fac analize de hematologie și nu se decelează nimic care să poate să explice această anemie și atunci se prelevează o probă de materii fecale pentru a decela prezența de hemoragie oculte, adică ascunse în materii fecale, adică acel pacient poate să aibă un ulcer gastric sau duodenal, care sângerează încet și cronic, câteva luni de zile, și atunci vom găsi în materiile fecale, se face o reacție de peroxidază și se decelează prezența de hematii. Aici, pacienților care vin să determină aceste hemoragii oculte, noi le dăm niște instrucțiuni. Din păcate, este o reacție chimică și atunci pot interfera cu alimentele de culoare roșie. Așa. Și le cerem 4 zile înainte de a preleva proba pentru această analiză de hemoragii oculte să aibă un regim fără alimente de culoare roșie, fără carne roșie, sfeclă, roșii, nu știu ce alimente roșii mai sunt. Sau fier, să nu ia fier, da, să nu ia cărbune. Și atunci putem elimina aceste reacții fals pozitive care ar putea fi dată de prezența alimentelor de culoare roșie. Dar asta explicăm pacienților care solicită această investigație. Bun.